Amenzile date în timpul restricțiilor COVID pentru necompletarea formularului de localizare a pasagerului vor fi anulate. Proiectul ajunge astăzi în Camera Deputaților. Documentul numit PLF era obligatoriu pentru toți cei care veneau în România din alte țări. Ana Micu ne explică. Ana, ce se știe despre această decizie? Necesară, de altfel. Bun găsit! Amenzile care au fost aplicate în perioada pandemiei pentru persoanele care au intrat în țară, dar nu au completat formularul de intrare în țară valabil la perioada respectivă, vor fi anulate în cazul celor care nu le-au plătit, respectiv restituite celor care le-au plătit. Aceasta este propunerea care a fost votată în plenul Senatului la inițiativa unui grup de parlamentari PSD și urmează să fie discutată și în Camera Deputaților, care este for decizional în această problemă. În ceea ce privește situația, printre motivele menționate pentru această inițiativă, avem pe de o parte faptul că mulți români nu au completat această declarație, fie din lipsă de informare, nefiind conștienți că este necesar să completeze acest formular la momentul intrării în țară, și alții nu au reușit să se descurce cu platforma din cauza problemelor digitale pe care aceasta le-a prezentat. Nu toate persoanele care au intrat în țară, având neapărat cunoștințele necesare pentru a completa această declarație sau, de altfel, instrumentele necesare. Până în acest moment se vorbește despre faptul că un proces colectiv din partea celor care au fost amendați pe acest motiv nu ar face altceva decât să creeze un blocaj în acest proces, pentru că, pe de o parte, persoanele care au completat nu mai pot face acum dovada completării, iar DSP-ul nu dispune de aceste date pentru a putea stabili în mod clar cine a completat și dacă au existat erori în acest sens. Pe cale de consecință se propune anularea acestor amenzi, fapt care ar trebui să se traducă în faptul că cei care nu au plătit până acum amenda pe care au primit-o pentru că nu au completat formularul, nu vor mai fi nevoiți să efectueze nicio plată, ea prescriindu-se, iar în cazul în care persoanele au achitat deja această amendă, ei ar trebui să primească în termen de 40 de zile banii înapoi, pentru că în textul ordonanței despre care se discută, este prevăzut faptul că la 15 zile după implementarea ei, Ministrul de Finanțe ar trebui să vină cu o informare cu privire la modul în care acești bani vor fi restituiți către cei care i-au plătit, fie că au plătit aceste amenzi parțial sau integral.